Și bine v-am regăsit la un nou episod de Brawl Stars. Astăzi facem un legat de skin care mi-a mai picat din ouă. Deci da, asta vă rog, ce skin mi-a picat mie din ou. Super Ranger Brock Black. Nu vă gândiți la prostii când zic Black. Așa, bă, partea bună că mi-a picat o skin pe Brock. De ce zic asta? Pentru că ăștia aveam skinul ăsta inutil, adică m-am plictisit de el full și și bine că mi l-a dat pe ăsta. Nu-i rău negru, dar vreau să pice pe versiunea galbenă. Deci da, asta face rost la marksman, dar hai să vă arăt unde scăm. Nu vreau să scadă, deci o să jucăm la un game mod unde nu vom scade. Uite aici putem juca, nu vreau să-l scad pe Brock fix azi. Plus că vine sezonul și na, sezonul ăsta vreau să văd cât îmi da și trebuie să recresc brawlerii ăștia de brawl. Să văd așa. Efectul e ala, adică e mișto roi efectul după părerea ala. Vezi că le are mortisul nostru. Am stat prost acolo, dar frate, ce fac ai mei? Ați văzut ce ăla? Ah, stai cam așa, vezi, am uitat. Nu prea dă multă, bă, dar mă enervez. Te vezi că l-a avut acel. Forță, frate. Nu așteptam așa de bine. Vedeți, efectele sunt foarte mișto. Deci skin-ul chiar e mișto. Oricum, skin-ul mi-a picat odată cu skin-ul ăla. Adică pe bază, adea, uitați că aici pe bază mai o leac și ia skin-ul ăsta roșu mișto, nu-i așa? Oricum. Și aici la New Game cu asta mai o leacă și vedeți că o să o luăm. Să ne dea star. Ce star shell? Squad Buster shell. Ok. Dacă vă întrebați pentru ce strâng eu bănuții, strâng pentru unde dracu asta. Să-mi iau star power-ul ăsta mișto cu viața pentru că, bă, deci o să fac claciul la Shoemaker și vreau să văd dacă reușesc să-l pușesc decât. Vă dați seama. Oricum. Cred că o stăbască să recupăr brawler-ul. Ai de capul meu ce o stăbască să recupăr să... Nu prea m-am push pe push o grămadă, dar văd că azi o să fie asta cu oulele, deci o să fie foarte mișto că... Așa? Da, oricum acuși o stăbască să face cu Diamond 1. Am scăzut o leacă din cauza echipierilor. A, și a apărut Mecha Godzilla Nita și asta skin-ul ăsta, dar prima oară testăm skin-ul Mecha Godzilla Nita, pentru că, cum să nu. În primul rând vedem ce ne dă aici. Ne dă în primul rând o star drop, coin-uri care trebuie să le luăm cu 49 de gemuri, un free star drop până la, aici până la, iarăși ăsta cu free coins. Iarăși free star drop, aia iarăși asta cu coin și după aia legendar. Deci e mișto așa, dar trebuie să dai gemuri și e nasul când trebuie să dai gemuri. Că tu, lângă că e skin-ul, mai dai, să mă gândesc.
Cam vreo 350 de gemuri ar trebui să dai ca să iei toate reward-urile astea. Destul de nasol, dar da. Avem cu skin-ul ce are și cum. Skin-ul are exclusiv cosmetice exclusive, pin, player icon și spray. Mie ca că o zilanita asta o să nu-i ca skin-urile challenge cu voci diferite, asta e mai diferit așa. Îmi place ursul cum arată. Arată mai firos și skin-ul din păcate e scump, deci nu prea merită să-l iei dacă e scump. Doar dacă ești bogat și nu prea ai ce faci cu gemurile. Nu că să vedeți, bam, bam, băi, un efectul ăla și de mișto. De ăștia. Ați cât de repede poate strugă urșii ăștia. Din păcate e pe la asta nu. Băi, prea hard. Stai seama ce o să rupă. Mișto rău schimbă. Holy, prea repede. Sunt și rapid zero, deci nu ai cum să fugi așa de ușor de ei. Bun. Să dăm și un battleground, un practic match, adică un match de practică, ca să vă arăt cât. Să vedem cu aici cu cât de mai grei. Fixez tu, bă, aia zi. Am băgat ca prostul, trebuia să fac super-ul, trebuie să fac super-ul neapărat. Îmi place mult efectul, deci efectul îl iubesc, skin-ul ăsta. Bă, cât de bun e Poco. Spuneți-mi cât de bun e Poco, că văd că... Mai am o ultima dată de rezervă, deci... Azi cum distrug ăla... Gata. Ha. Mai băgasem de o idee, e mișto, chiar îmi place. Unu... Na, da, nu ne interesează. Mișto, îmi place skin-ul. Așa, dai scumba, adică... Trebuie să dai ceva de gemuri și plus să dai 350 de gemuri ca să-i full astea. Bun. Aici ne întoarcem așa. Bă, skin-ul ăsta pot să-l iau normal, dar am zis că nu prea merită din cauza faptului că Jackie nu este prea jucată. În al doilea rând am un skin de rapid Jackie, tot dacă nu e șmecher, dar am deja skin și na, skin-ul ăsta doar are pin exclusiv și pin la ofertă, dar nu prea e mișto, după părerea mea. Are voce schimbată, asta e o parte faină, dar am zis că Jackie nu e prea jucată, deci nu prea o joc. Pe un brawler care îl joc și n-am skin, da. Îmi place efectul ăsta normal. Asta nu îl schimbă, pur și simplu, ultima dată ar trebui să schimbe efectul. Păi e același efect. Păi e același efect de la Hitler. Stai că eu nu știu cum dracu lui se mă. Deci efectul ăsta e așa mai mobile. Dacă mergem pe skin-ul. Skin pe Jackie, unde Jackie. Mergem pe asta. E tot asta mov. Nu înțeleg de ce ar face skin-ul ăsta. Nu no, chiar are mă value ăla, deci nu schimbă, nu îl schimbă deloc. Păi,
Așa, la panorama, și poate să-ți pice din nou, deci pe degeaba l-ai luat. Mai bine să-ți pice din nou decât să-l iei. Ok. Deci cam atât cu acest episod, dacă v-a plăcut, dați like și subscribe. Oh.